Bună dimineața, Dani! Campionatul mondial devine din ce în ce mai interesant, așa cum spuneai și tu. Aseară, campioana mondială Germania a fost eliminată din competiție, iar lângă mine, în acest moment, se află Gabriel Torje, jucător al echipei naționale. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața, Flori! Bună dimineața, Dani! Dani tocmai spunea că ai cele mai strong picioare, că el așa te-a văzut pe tine. Da, de fiecare dată urmăresc foarte des emisiunea și de fiecare dată face glume pe această temă. E important în fotbal să ai picioare strong, să poți face performanță, să fii pregătit pentru ceea ce ai de făcut în fiecare partidă. Da, și legat de campionatul mondial, cu siguranță devine foarte interesant. Atât timp cât Germania este eliminată din faza grupelor și nu doar eliminată, dar și din punctul meu de vedere umilită, pentru că nu a avut o grupă extraordinar de grea, a avut o grupă accesibilă la prima vedere. Însă calculele de pe hârtie nu au fost deloc aceleași cu cele din teren și Germania termina pe ultimul loc în grupă. Ce simți tu, jucător al echipei naționale, să vezi acest mondial la televizor? Bun, este o frustrare și nu doar pentru mine, pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc, pentru că avem 20 de ani de când nu ne-am mai calificat la un campionat mondial și toată lumea așteaptă acest lucru. Mai trebuie să așteptăm 4 ani de zile să vedem dacă vom ajunge acolo. Toată lumea vorbește de Messi și Ronaldo. Care este preferatul tău? De multe ori am zis-o. Favoritul meu este Messi, însă până acum la acest campionat mondial, Ronaldo a făcut diferența pentru țara lui și a calificat-o în optim fără prea mari emoții. Messi a ieșit la rampă doar în ultimul meci, în care clar s-au motivat foarte tare după acea înfrângere cu Croația 3-0. Toată lumea i-a blamat și a aruncat cu noroi în ei, însă s-a văzut ca o valoare foarte mare ca jucător și s-au motivat împreună cu antrenorul, cu stafful și toată lumea și au reușit să treacă în optim. Apropo de Messi, l-am văzut după meciul cu Nigeria, avea o amuletă pe care o purta chiar înghiată. Vreau să te întreb, tu ai superstiții ca și jucător și care sunt ele? Da, nu știu dacă sunt neapărat superstiții, însă dacă un meci mi-a ieșit foarte bine, la următorul meci încerc să fac exact același lucru. Începând cu ziua dinaintea meciului, cantonamentul, să ascult același gen de muzică, să intru cu piciorul drept mereu în teren. Da, se pot considera superstiții, însă nu este una pe care o fac de fiecare dată. Că tot vorbim de Argentina, te-aș întreba de Maradona, cum comentezi? Ai văzut cum a trăit meciul, la ce cote maxime a trăit meciul? Da, eu cred că indiferent ce gesturi ar face Maradona, indiferent cum s-ar comporta pe un stadion, indiferent ce ar face, la cât de mare jucător a fost și ce a făcut pentru fotbal în istorie, nu putem să aruncăm cu pietre în el. Este clar că a trăit la cote maxime, pentru că toată Argentina a trăit așa. Ați văzut la finalul meciului cu Nigeria, când au bătut foarte greu, în 85, jumătate de stadion plângea. Și da, trăiește la maxim fiecare meci, cum a făcut-o ca și jucător și ca antrenor după aceea, acum ca fan numărul 1 al echipei Argentinei, trăiește la maxim fiecare meci. Că tot vorbim de campionatul mondial, vreau să te întreb cum vezi ce se va întâmpla de acum încolo până la final și pe cine ai favorită? De la începutul campionatului mondial am spus Spania și Argentina favoritele mele. Argentina acum va avea un meci foarte greu, joacă cu Franța. Gabi, spune-mi, tu ai fost împrumutat la Dinamo până acum, te întorci în Rusia, ce se întâmplă cu tine? Da, până în data de 30, adică încă 2 zile și puțin, am contract cu Dinamo București. După aceea trebuie să mă întorc în Rusia și sâmbătă voi pleca în cantonament în Austria, unde echipa mea mamă, zic, de bază, este în cantonament. Mă voi duce acolo să discut cu cei din conducere, cu antrenorul. Voi vedea ce este de făcut, vom ajunge la un numitor comun. Eu personal îmi doresc să rămân acolo în Rusia, să joc, însă vom vedea ce se va decide după data de 1 iulie. O ultimă întrebare, toate fanele tale se întreabă dacă rămâi burlac sau nu. Dacă știți, fane de ale mele, să mă anunțați pe mine care sunt, că eu nu le cunosc. Legat de căsătorie, nu știu, deocamdată am un plan să joc fotbal, să revin la echipa națională și când va veni vremea, cu siguranță veți fi prezenți acolo. Mulțumesc mult de tot, Gabi. Dani, atât de aici, ne întoarcem la tine.